Bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi o să vă arăt mâncarea pe care le dau eu la peruș. Cam așa arată. Are mai multe vitamine în ea și specială pentru peruși. Lor le place foarte mult și în fiecare zi trebuie neapărat să le dați. Pe lângă fructe și legumele care le mănâncă, dar nu toți perușii mănâncă fructe și legume. A mei mănâncă, dar nu chiar toate fructele și legumele. Perușii mei sunt înnebuniți după măr. Măr, salată și pătrunjel mănâncă foarte mult, dar nu le dau des. Le dau mai răruți, că nu e așa de bine să le dați chiar mult. Și mâncarea asta e cu vitamine și specială pentru ei. El e Coco și a Cucuța. Perușii mei și acum o să vă arăt și zebrele mele australiene. Cea albă e Cucuța și el e Doamne, m-am încurcat. Ea e Rocuța și el e Rocco. Rocco și Rocuța. Normal, zebrele mele australiene sunt două fetițe, dar când le-am cumpărat n-am știut cum se deosebesc fetele de băieți și de aia le-am pus numele Rocco și Rocuța. Căci n-am știut, m-am obișnuit cu numele Rocco și Rocuța vreo jumătate de ani și ne-am lăsat așa numele. Da. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să puneți like și să vă abonați. Cu voi a fost Maria și ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!